Cię pisikuca. Pisi, pisi. Dziewać. Actually, it's less dirty than last time. There's water coming out because there was heavy rains which cleaned the stickiness from it. So, thanks rain. So many kitties. Look at that one. Turbulent day. Da? Wow. A rezistat ceva pe afară? Aia de-a pista din ultima șarjă. Da. Da, au aceleași modele pe ele. Seamănă. Sper să nu se sperie. We are going to develop our first film at a photography-oriented store. Should be interesting. I don't know, I'm not expecting anything. Photos that I got from it wise. But it will definitely be interesting to see exactly what we got. I mean, if at least a couple of photos are usable, I consider it kind of a success. It's my very first film I ever use. You know, a film camera to take photos. I'm sure some are out of focus. Some probably too bright, too dark, you know, the fun stuff. But it's part of the fun, isn't it, with film? You never know what you're going to get, really. Look at that.
was kind of a dodgy move, I'll admit. That's a big beginner sign. And I was thinking about mine on the bike if it's too big. And it's like half the size or less. I think the dead cat from the microphone inside my helmet is reaching my chin and kind of making me itchy a bit. And well, I mean, there is traffic, but I wouldn't say it's too terrible. It's surprisingly not bad, I'd say, for a Monday. Even at this hour, you know, it's lunchtime, it's usually kind of crowded. It's gonna take a while, usually. I think I should have tied my sneakers a bit tighter.
so many pigeons. Look at that. Crazy. That's an awfully orange Mercedes. I guess the color didn't bring good luck. I think it's right around here. Moto, hey, it's for us. Cute color. Yeah, can't do anything with the gloves on, to be very honest. Just put my gloves in for a sec. Salut! Pentru developare, film? Alături unde e monitorul cu parasolar. Super, mersi! Salut! Am și eu un film de developat. Ok. Dacă se poate. Nu știu, e prima oară când fac asta, deci știu că se pot trece și digital, nu? Practic aia face procesul de scanat. Aha, aha. Serviciul de developare scanat. Da, da. Chestia. Ok, Metropolis. Caterinca, am tras un film din asta tot Metropolis, dar era alt cumva. Ah, ok. Era cu galben. Da. Cu virgulă. Să-mi spui, te rog, dacă ai cont la noi. Da. Un mail sau un număr de telefon, te rog. Sigur. Ok, bun. Păi, toată situația o să fie în felul următor. O să coste 40 de lei, 20 de developat, 20 scanate. Iar termenul de procesare este de 7-14 zile. Termenul ăsta atât de mare se referă de când le-a dus tu filmul așa până când o să se întoarcă developat de la laborator, adică o să avem negativele fizic aici. Da. În perioada asta, adică nu durează efectiv 2 săptămâni până când primești tu pozele, în perioada asta o să revenim noi întâi cu mail către tine, unde o să fie un link de WeTransfer și acolo găsești pozele. Okay.
iar mai apoi, în momentul în care ajunge și negativul în magazin, mai trimitem un mail, salut, a venit negativul, poți veni să-l ridici. Aha. Un nume și un prenume pentru comandă, te rog că nu mi se actualizează. Așa, bun, să-mi spui, te rog, dacă comanda o plasez pe persoană fizică sau pe firmă. Fizică. Fizică să fie. În regulă, cam în 30 de secunde o să apară și alături la casierie okay. comanda și rămâne să revenim noi cu mail către tine. Super, am înțeles. Mersi frumos. Mare plăcere, zi faină. La fel. Mulțumesc frumos! Zi frumoasă! It was getting hot in there with all the gear on. Well, mostly with the helmet on. So here, it's gonna take a while, at least 1 week, probably more. But yeah, we're not really in a hurry or anything. I expect it to take even more than that, at least taking from what people were saying on the website. Whoops, sorry GoPro. Oh, the gloves. Ah, oh, it feels so nice when there's like a little breeze of fresh air. And we are actually expecting again some rain. Who knows when that will happen? Don't really want to take that branch. So let's move more. Yeah, okay. Oh, I can breathe. So that was emergency braking. Thanks, car, for helping me test it.
come on, what are you doing? This Audi is like on both lines. Lanes, rather. I can feel the sun on my forearms.
in a hurry much.